Un cutremur de 6,2 pe scara Richter a avut loc miercuri în Grecia, potrivit AFP. Seismul a fost resimțit până în capitala elenă, Atena, situată la aproape 250 de kilometri distanță. Deocamdată nu există informații oficiale despre eventuale victime sau daune materiale, iar televiziunile locale au difuzat imagini cu oameni speriați care au ieșit în stradă. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici care au avut putere destul de mare. Inițial, autoritățile au raportat o intensitate de 5,9 pe scara Richter. Cutremurul a lovit zona din jurul orașului Larissa pe o rază de 24 de kilometri nord-vest, însă a putut fi simțit și la Atena și alte câteva zone din vestul peninsulei, în apropierea orașelor Tesalonic, Skopje și chiar Tirana. Experții au avertizat că, din moment ce seismul s-a înregistrat atât de aproape de suprafață, va urma o activitate destul de intensă pentru perioada următoare. Cea mai puternică dintre replici de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs chiar mai aproape de suprafață, la aproximativ 7 kilometri. Televiziunile elene au difuzat imagini cu oameni speriați care au ieșit din casă și s-au adunat în piața principală a Atenei pentru a se proteja. Există informații potrivit cărora o persoană în vârstă ar fi fost scoasă de sub ruinele casei sale, aflate aproape de epicentru. Deocamdată nu există informații oficiale cu privire la eventuale victime rănite și nici despre pagube, însă nu este exclus că mai multe clădiri vechi din zone rurale să fi fost afectate.